Bună dimineața, bine v-am găsit! Bine ai revenit la noi aici în rețeaua Radio România Regional. Am ales momentul ăsta de vineri dimineață pentru că vreau să ne auzim între cât mai mulți prieteni cu putință, prieteni voltaj de vreo 25 de ani și poate și mai bine, și chiar vreau să lămurim chestiunea asta pentru că sunt oameni care cunosc voltajul de mai bine de 25 de ani, dar voi aniversați 25 de ani și vreau să punctez 25 de ani de activitate neîntreruptă voltaj. Așa e și în această formulă și cu acest stil voltaj pe care lumea îl știe de 25 de ani. Într-adevăr, numele voltaj datează din 1982, când eu aveam doar 7 ani. Dar noi am ales să sărbătorim acest nou drum pe care l-am pornit odată cu lansarea single-ului Asta e viața în 1999. Și cumva a fost o schimbare mare de macaz atunci, chiar criticată de fanii voltaj mai vechi și asumată de noi, pentru că, uite, aici este colegul meu Gabi, cine ne vede și pe video la voi, suntem la probele de sunet și el a fost cel cu care m-am întâlnit în acel an și cu care am hotărât să pornim la un drum nou. Și de aceea noi vrem anul ăsta să sărbătorim acești 25 de ani de drum nou. Tu aveai 7 ani în 82, aveam 17 în 99, când ați lansat voi Dacă ești băiat de băiat, nu? Ai liceul terminat, dar te simți blocat, că așa era? Cam așa. Aveam doar 17 ani, dar atunci tot auzeam așa în poveștile din jurul meu, ajuns pictorul la voltaj, pictorul. De ce pictorul? Toată lumea la voltaj avea o poreclă. Așa? Gabi era porcus, Val era prunul și așa mai departe. Așa. Toboșarul de atunci era pampon. Toți erau cu pâș și au zis: băi, dar tu n-ai o poreclă? Și am zis: bă, nu prea îmi zice lumea altfel decât Călin sau, mă rog, mai îmi zic Goia și așa mai departe. Zice: stai mă, că Goia asta a fost un pictor. Pictorul să fie pe... Deci de acolo vine. Chiar nu m-am gândit la analogia asta. Salutăm și colegii. Da, să zic că altfel n-am nicio legătură cu pictura. Dacă mă vezi cum pictez, te gândești că e un copil de 6 ani care a făcut lucrarea respectivă. Asta urma să te întreb, dacă te și pricepi, adică dacă ți se potrivește porecla asta, și dacă te-ai fi priceput, de ce n-ai făcut grafica pentru nicio copertă de album voltaj? Da. Exact de asta n-am făcut-o, pentru că nu mă pricep. Îi salutăm pe colegii tăi de acolo. Știu că sunteți la probele de sunet și la repetiții pentru concertul ce are loc în Herăstrău în seara asta. La 21 și 30 de minute vă găsesc oamenii acolo care sunt în București. Așa e. Îi așteptăm pe toți și pentru că e un moment de sărbătoare pentru noi, acest single să fie. Da. O să fie și spuman pentru fiecare om care va intra la concertul nostru din partea noastră. Așa că chiar vrem să sărbătorim puternic așa. Așa ca la aniversare. Nu vreau să vorbesc foarte mult despre trecutul trupei Voltaj, deși ce s-a întâmplat ne-a plăcut nouă tuturor. Apropo de nemulțumirile legate de fanii Voltajului vechi, așa cum l-am putea denumi, da? Pe celelalte Voltaj, apropo de nemulțumiri, sunt fani de la Voltajul vechi care vi s-au alăturat în proiectul ăsta de 25 de ani? Nu am cooptat vechi membrii. Nu mă refer la ex-membrii, mă refer la fanii aia nemulțumiți care în timp au început să aprecieze ce faceți voi. Cu siguranță sunt printre ei oameni care și-au dat seama că de fapt noi pur și simplu cântăm muzica care ne reprezintă. Asta a fost și hotărârea pe care am luat-o în 1999, de a face fiecare dintre noi cinci ceea ce dorește și să-și pună cumva amprenta. Și a ieșit acest stil cumva acum foarte recunoscutibil, stilul Voltaj. Nu ne dezicem de ce a fost înainte, dar ăștia suntem noi de 25 de ani, iar unii fani mai vechi au înțeles și ni s-au alăturat. Alții probabil că nu, pe ei nu-i cunoaștem. Știu că eu sunt cel găsit responsabil pentru tot ce s-a întâmplat, dar noi nu avem niciun regret și mi se pare că ceea ce am reușit să construim în ăștia 25 de ani e minunat din punct de vedere artistic. Cel puțin așa credem noi. Spunem totuși, punctai mai devreme că fanii uneori dau vina pe, nu pe Voltaj de-a întregul, ci pe Călin Goia. Dar și colegii tăi de trup au un rol foarte important acolo, pentru că și ei au... Tu ai făcut un pas în față și apar mai des reprezentând trupa Voltaj, dar și ei au un rol în afară de rolul de pe scenă și ei fiecare în parte
au câte ceva pregnant în amprenta Voltaj, pentru că fiecare contribuie la succesul trupei. Bineînțeles, asta e un rezultat unei mânci de echipă. Noi suntem o echipă foarte unită de 25 de ani și lumea ne întreabă, domnule, cum de reușit să fiți pe scenă, cum de aveți succes încă. Ăsta este unul dintre ingrediente, că suntem echipă, ne acceptăm cu bune și rele și cumva, cum ai spus și tu, fiecare dintre membrii formației contribuie cu ceva, fie la versuri, muzică, organizarea din spatele scenei, idei și așa mai departe, și e rezultatul unei mânci de echipă. Vorba melodiei, lumea mă întreabă, pe când un concert Voltaj 25 din ăla mare? Păi în 3 decembrie este sărbătoare mare la Sala Palatului, vă așteptăm cu mare drag, o să fie și invitat surpriză, o să fie o producție foarte mare, cum așa o facem noi la Sala Palatului sau Sala Polivalent, din când în când, așa, la o dată, la un an sau doi, și vor vedea un spectacol artistic dincolo de piesele noastre, de cine ne știe muzica, cei care nu ne știu muzica tot vor avea un spectacol frumos de văzut. Și acest turneu Să Fie include și componenta britanică. Pentru prima oară ajungem și noi în Marea Britanie. În 1, 2 și 3 noiembrie vom cânta acolo pentru românii din Londra, Manchester și Wolverhampton. Deci la începutul lunii decembrie o să avem parte de un spectacol extraordinar la Sala Palatului, pe 3 mai precis. Dar din experiența acestei veri, acum vreau să-ți destăinui și ție ceva. Spuneai un pic mai devreme că o să aveți invitat surpriză. Au mai fost invitat surpriză pe la niște concerte prin România și oamenii n-au fost foarte mulțumiți. Așa că oamenii în general cam vor să știe despre ce e vorba, știi? Eu nu mă îndoiesc că nu va fi o surpriză plăcută sau mai, nu vor fi mai multe surprize plăcute. Dar din ce zonă ați ales oamenii ăștia? Sunt 10 ani de când facem concerte de acest fel. Prima a fost în 2004 la Sala Polivalentă și până acum, din toate concertele astea, nu a fost niciodată lumea dezamăgită. Nu o să-i dezamăgim nici de data asta cu alegerea invitațiilor. Suntem convinși că o să le placă. Și totdeauna am avut din sfere diferite, am avut din sfera muzicii hip-hop, am avut din sfera pop-rock, am avut inclusiv la ultimul concert, tot la Sala Palatului anul trecut, din sfera folclorică, adică ne place și din sfera clasică am avut, ne place să îi surprindem pe oameni și să iasă ceva inedit, adică un melanj din asta de stiluri care să surprindă. Și anul ăsta nu ne vom lăsa mai prejos, pentru mai ales că e o cifră din asta rotundă și vrem să fie cumva mai mult decât am reușit să oferim până acum. De-a lungul timpului voi ați avut și colaborări. Nu multe, dar ați avut și au fost inedite. Hai să forțez un pic nota și să le cataloghez drept chiar neașteptate. Mai aveți în vedere așa ceva în afară de ceea ce faceți pe scenă cu ocazia unui concert mare, cum este cel de la Sala Palatului? Mă refer la o editare de piesă sau la o lansare de piesă cu un artist inedit sau într-o colaborare inedită. Da, să știi că tot timpul am fost deschiși și ne-am dorit astfel de colaborări, dar niciodată nu le-am forțat, adică să zicem, băi, trebuie neapărat să facem o colaborare cu cineva. Atâta timp cât în studio sau în sală de repetiții s-a legat o idee care să meargă cu un artist dintr-o altă sferă muzicală, am marșat și am întrebat persoana respectivă dacă ar vrea să facem o colaborare. Cum a fost și cu Zdob și colaborarea cu trupa Zdob și Zdub anul trecut. La aia nu ne așteptam niciunul dintre noi, știi? Nici noi, Dani, s-a părut așa, întâlnindu-ne cu ei la un concert la mare și simțind energia aia și având ideea deja creonată în sala de repetiții, le-am propus-o. Ei la început erau ușor cumva sceptici, pentru că până la urmă noi n-am mai întâlnit la noi o colaborare între două trupe. Am întâlnit trupă cu solist din altă sferă, nu știu, lucruri de genul ăsta, dar nu două trupe. Și când au auzit ideea noastră de piesă, le-a plăcut foarte tare energia și au acceptat să colaborăm. Tot așa se va întâmpla probabil și pe viitor. Noi vom propune astfel de piese unor artiști, iar dacă ei se vor regăsi în propunerea noastră, cu siguranță va ieși colaborarea gândită.
Acum vreau să vorbesc un pic despre piese și despre cele care au fost și despre cele care vor veni. Despre piesele care au fost, sunt melodii pe care ați vrea să le reluați în versiuni noi? E o întrebare pe care am primit-o aici la 0741222202. Cât despre cele ce vor fi, e o întrebare de la mine, e o curiozitate de-a mea și poate și a altora. Voltaj de-a lungul timpului a lansat doar câteva balade, sunteți recunoscuți pentru stilul ăla efervescent și plin de energie. Dar au fost și balade de succes și Povestea cu toamna și piesa de la Eurovision și Doar pentru ea. Au fost câteva balade frumoase. Vor mai veni? Cu siguranță vor mai veni balade. Și nouă ne plac piesele pe care le-ai amintit. Cred că e vorba de inspirație în ceea ce privește piesele noi. Nu avem neapărat, uite, mă facem 10 piese, dintre care două trebuie să fie balade. Nu, e vorba despre cum ne simțim și ce iese. Legat de piesele vechi și de reluarea lor, da, ne-am gândit și noi la asta și nu numai noi, de exemplu, DJ Sava și Connector au făcut o variantă a piesei Scrisoare, au păstrat refrenul și au schimbat strofele și e o piesă lansată, care nouă ne-a plăcut, mi s-a părut inspirată. Probabil că vor mai fi astfel de idei, ori de a reface noi piese, ori de a ne reface alții piesele vechi. Că știi că au venit și fani din generația nouă din spate, care au ascultat și piesele vechi Voltaj, poate au crescut cu ele, le ascultă pe cele pe care le lansați acum și n-ar fi rău să se adapteze și pentru ei și pentru radiouri până la urmă piesele vechi, adică ar fi, cred că, o chestiune binevenită. Asta este foarte la mod acum, să refaci piese de acum 20 de ani. E practic un trend, da? Și cumva tinerii de care spuneai, pentru ei, de fapt, nu că au crescut cu ele, ci pur și simplu nu erau născuți când le-am lansat și nu le știu și li se par piese complet noi, atât timp cât sound-ul este adaptat anului 2024. Ați cântat foarte mult în română, mai puțin în engleză, doar atunci când a fost cazul. Rămâne Voltaj o trupă de muzică în limba română? Da, da, cu siguranță da, pentru că ne este cel mai ușor să ne exprimăm în limba română și în același timp subiectele pe care le abordăm cumva sunt inspirate din ceea ce trăim noi. Nu știu dacă suedezii au aceleași probleme sau se manifestă la fel și atunci... La ei e complicat cu limba, că nu e prea prietenoasă, știi? Cât nu există un proiect gândit internațional, da, pentru o piesă, noi ne vom exprima în română. Mă gândeam în contextul evoluției digitale și știi că toată lumea postează, distribuie și speră ca lucrul ăsta să-i ajute într-o carieră internațională în mediul digital. Și într-o perspectivă digitală, mai toată lumea a început să facă piese în limba engleză și era întrebare cât se poate de firească. În afară de concertul aniversar de la Sala Palatului de pe 3 decembrie, în afară de piesa asta frumoasă pe care înțeleg că o dedicați tuturor fanilor Voltaj și nu numai, celor care v-au fost alături în timp, în acești 25 de ani, să fie, e pentru toată lumea și nu e doar o dedicație, e o urare, înțeleg, așa te-ai exprimat, Călin, nu? Da, este, într-adevăr. După cum spuneam, cumva înglobează trăirile noastre din anii ăștia, optimismul pe care am vrut tot timpul să-l insuflăm și buna dispoziție pe care dorim să o aibă oamenii la concertele noastre sau atunci când ne ascultă muzica și le dorim să fie orice își propun ei și ceea ce e foarte important este să încercăm să fim mai mult cu zâmbetul pe buze în general în viață, pentru că vedem foarte multă încrâncenare în jurul nostru care nu duce la nimic bun, din punctul meu de vedere. Ei, în afară de aceste evenimente, acești 25 de ani vor mai fi sărbătoriți și altfel, există și alte lucruri pe care vreți să le aduceți pentru fani și pentru cei care iubesc muzica Voltaj, în general? Da, există un proiect foarte frumos. Pe lângă faptul că noi încercăm să facem un turneu național din această sărbătoare, așa, este această porțiune cu Marea Britanie, dar vrem să ajungem și în țară cu producția de la Sala Palatului. Dar pe lângă turneul de 25 de ani, vom lansa și un best-of cu 25 de piese din acești 25 de ani, care va fi disponibil atunci la Sala Palatului. Pe lângă asta vom avea o linie de produse care să marcheze 25 de ani de Voltaj.
Deci vor apărea și câteva lucruri cu care oamenii se vor mândri și care le va crea așa o stare de confort și de mulțumire sufletească ori de câte ori ascultă Voltaj. Spune-mi, legat de acest best-of, care au fost criteriile de stabilire a tracklist-ului? Că sunt doar 25 de piese, voi aveți sute. Da, ne-am gândit mult la lucrurile aceste piese să fie toate single-uri, toate cu videoclip, adică piese pe care oamenii le cunosc. Până la urmă este un best-of și dacă el a fost gândit în felul ăsta, ar trebui să chiar să fie un best-of. E adevărat că sunt niște regrete pe aici, pe acolo, la fiecare dintre noi, că anumite piese n-au avut loc în cele 25, dar se vor regăsi poate pe o ediție viitoare. Sau poate pe lista aia de remake-uri despre care vorbim. Și mai e o chestiune despre care vreau să te întreb, pentru că multă lume cred că s-ar aștepta la așa ceva din partea trupei Voltaj, mai ales când vorbim despre un best-of. Un vinil e în planurile voastre? Ah, deci tu le știi pe toate cumva, nu știu de unde, dar le știi, nu este în plan, ci este în lucru deja. Am înțeles. Va fi lansat best-of-ul ăsta și în format vinil, pentru nostalgici sau pentru colecționari, exact. Sau pentru cum vrei tu să spun, oameni care vor să asculte o muzică la calitate maximă. Deci urmează o toamnă cu surprize de la Voltaj. Cât despre următorii 25 de ani, v-ați proiectat, Călin? Da, bineînțeles. Sperăm noi să fie cu la fel de multe concerte și piese din partea noastră. Noi nu ne vrem să ne oprim, ne place ceea ce facem și atâta timp cât în fața scenei există oameni care cântă cu noi, noi vom fi pe acea scenă. Eu aș fi fost tentat să difuzez după interviul ăsta piesa De la capăt, dar cum Voltaj merge mai departe, cel puțin încă 25 de ani, a trebuit să schimb piesa, așa că doar pentru ea e mult mai potrivită, nu? Da, de ce nu, sigur. Spune-ne, piesa asta are o poveste? Se referă la cineva anume? E pentru cineva? Da, are o poveste, este scrisă în pandemie. La ieșirea din starea de urgență ne-am dus la o cabană, doar noi cinci, pentru că nu ne văzusem de ceva luni, da. M-am stat toți pe la casele noastre și ne era dor să cântăm, să facem muzică. Și ne-am dus noi cinci la o cabană. Și după vreo 2-3 zile așa în care lucrurile au mers, să zic eu, bine, ni s-a făcut așa dor de mâncarea soției, de copii, de și așa mai departe și ne-a inspirat să facem piesa asta doar pentru ea, adică pentru jumătățile noastre. Doar pentru ea o să auzim piesa la radio pe frecvențele regionale Radio România. Călin, îți mulțumesc și încă o întrebare venită, uite, de la cineva care este la Cluj, dar locuiește de obicei la Londra. Dacă concertul de acolo va fi unul singur sau dacă vor fi mai multe, pentru că sunt foarte mulți români care vă iubesc muzica, sau, uite, le putem recomanda să meargă în împrejurime, așa cum spuneai tu, nu? Da, este câte un concert în fiecare oraș. Începem cu Wolverhampton în 1 noiembrie, Londra în 2 noiembrie și Manchester în 3 noiembrie. Astea sunt cele 3 concerte pe care le avem sigure și semnate. Și spune-mi, doar în Marea Britanie deocamdată, știi că cântând în limba română este clar că vă adresați comunităților de români de acolo și comunitățile de români sunt și în Franța, sunt și în Italia, sunt și în Spania și în multe alte locuri. Noi românii suntem peste tot, adică da, putea să facem un turneu mondial lejer. Până acum am cântat în Canada, am cântat în Spania, am cântat în Italia, în Irlanda. Nu cântasem în Marea Britanie, în Franța încă nu am cântat, așteptăm propuneri și de acolo. Deocamdată, în această toamnă, vom fi în Marea Britanie. Ok, păi o să auzim, sunt convins, despre concertele astea. O să mai povestim și să mai fac o invitație undeva înainte de concertele astea pentru a mai povesti pe larg despre ele, dacă nu te deranjează. Sigur, nu, îmi face plăcere, poate mă invit și după să-ți povestesc cum a fost. Perfect, chiar înainte de concertul de la Sala Palatului, imediat după Marea Britanie, povestim aici în studio. Mulțumesc tare mult, Călin, la mulți ani încă o dată și... Cu mare drag, mulțumim și noi. Distracție plăcută diseară la Voltaj, acolo în Herăstrău. Mulțumim, te îmbrățișăm și salutăm colegii. Vă pup pe voi și pe toți ascultătorii voștri. Mulțumim și noi, la revedere. Călin Goia, Voltaj, 10:48 de minute, a fost alături de noi, Călin.